Americana a sfidat moartea și a făcut echilibristică pe o frânghie la peste 1000 de metri înălțime. Tânărul aventurier nu a purtat niciun sistem de protecție pe toată durata cascadoriei, iar cameramanul care a filmat întreaga scenă a stat cu sufletul la gură, în timp ce prietenul lui a mers pe sfoara lungă de 25 de metri deasupra unei prăpăstii. O asemenea cascadorie necesită multă concentrare și stăpânire de sine, așa că întreaga scenă s-a desfășurat fără spectatori. Imagine.